Parlamentul României este format din 465 de parlamentari, respectiv 136 de senatori și 329 de deputați, iar pentru stabilirea lor este nevoie de o matematică electorală complicată și alambicată. Numărul de mandate pentru Senat și Camera Deputaților se determină prin raportarea numărului de locuitori al fiecărui județ la normele de reprezentare, respectiv un deputat la 73.000 de locuitori și un senator la 168.000 de locuitori, la care se adaugă un mandat de senator, respectiv de deputat, pentru ceea ce depășește jumătatea normei de reprezentare. Potrivit acestei formule, încă nemodificată, județului nostru îi revin 9 mandate de parlamentar, 6 pentru Camera Deputaților și 3 pentru Senat. Ca în fiecare scrutin, rezultatele vor fi puternic influențate de voturile obținute de partide în cele mai mari municipii din județ. Hunedoara, cu o populație de peste 57.000 de locuitori, și Deva, cu peste 55.000 de locuitori. Până la această oră, doar principalele partide politice, PSD și PNL, și-au anunțat oficial candidații din județul Hunedoara pentru Parlamentul României. PSD Hunedoara lansează 5 candidați pentru Senat și 8 pentru Camera Deputaților, iar PNL Hunedoara are pe liste doar 4 candidați pentru Senat și 7 pentru Camera Deputaților. Alegerile parlamentare vor avea loc în data de 1 decembrie 2024, iar 17 octombrie este data limită până la care partidele și alianțele pot depune listele de candidați.